Ce sfaturi aveți pentru tinerii care vor să se angajeze în această perioadă? Îi sfătuiesc foarte clar să meargă la training, să meargă la cursuri, să obțină certificări, să se pregătească foarte bine pentru materia din facultate, dar să nu evite orice fel de activitate extrașcolară, orice fel de practică în producție, orice fel de proiect în care participă, proiecte internaționale, sunt valoare adăugată. Să fie, în primul rând, serioși în tot ceea ce fac, să învețe cât mai mult, pentru că, indiferent cum variază piața, ce este important de știut este că experții vor fi căutați mereu.